Horoscop. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Este momentul să începeți activități ce presupun efort intens și de durată. Berbec, ar fi bine să vă concentrați asupra treburilor casnice, chiar dacă ați prefera o ieșire cu prietenii. Spre seară, un coleg vă cere ajutor într-o problemă de serviciu. Taur, sunteți într-o excelentă formă intelectuală, relațiile cu cei din jur sunt foarte bune. Sunteți dispuși să le ascultați problemele și să le dați sfaturi. Nu faceți promisiuni pe care nu sunteți siguri că le puteți respecta. Gemeni, puteți să începeți o afacere sau să vă faceți planuri cu privire la o investiție pe termen lung. Prietenii și partenerul de viață vă susțin, aveți răbdare, satisfacțiile vor apărea curând. Rac, dimineață, persoana iubită vă admiră pentru ideile originale. Aveți un randament foarte bun, s-ar putea să întâmpinați mici probleme financiare. Leu, zi bună pentru a începe activități noi, mai ales în casă. Capacitatea de comunicare este excelentă și vă ajută să legați cu ușurință noi prietenii. Nu luați decizii importante de unul singur. Fecioară, s-ar putea ca dificultățile din relațiile parteneriale să vă afecteze randamentul intelectual. Dacă reușiți să vă concentrați, aveți ocazia să obțineți mici câștiguri financiare. Fiți prudenți și ascultați sfaturile celor din jur. Balanță, zi favorabilă schimbărilor importante. Aveți șansa să vă afirmați pe plan social, de asemenea sunt favorizate studiile și călătoriile. Exprimați-vă clar față de partenerul de viață ca să nu vă înțeleagă greșit. Scorpion, aveți un simț practic la înălțime și puteți să demarați o afacere profitabilă. S-ar putea ca un prieten să vă propună o colaborare pe termen lung. Ar fi bine să vă gândiți serios chiar dacă propunerea este foarte tentantă. Săgetător, este o zi favorabilă realizărilor deosebite pe plan social și financiar. Profitați de acest context, s-ar putea ivi ocazia să plecați într-o călătorie. Capricorn, parcurgeți o perioadă bună din toate punctele de vedere și vă simțiți în formă. Aveți ocazia să obțineți câștiguri financiare nesperate și să vă afirmați în societate. Vărsător, aveți ocazia să rezolvați probleme ce țin de viața particulară. Mai mult, reușiți să-i ajutați și pe cei din jur. Este o zi bună pentru discuții cu prietenii și familia. Pești, dimineața puteți rezolva problemele financiare de care nu ați avut timp până acum. După amiază, s-ar putea să vi se propună colaborarea într-o afacere profitabilă. Vă puteți redresa financiar. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă! Mulțumesc.